Românii din străinătate vitali pentru economia țării. Potrivit unui raport publicat săptămâna aceasta de Banca Mondială, românii care muncesc în afara granițelor au trimis anul trecut acasă 4,9 miliarde de dolari, acesta fiind unul dintre cele mai mari transferuri de bani în regiune. Țara noastră se află pe locul 3 în Europa în acest clasament după Rusia și Ucraina. Raportul Băncii Mondiale arată că după 3 ani de declin consecutiv, transferurile de bani către Europa și Asia Centrală au crescut cu 21%. Această tendință se datorează aprecierii monedei euro și a rublei față de dolarul american, dar și avansului economic și perspectivelor de angajare în țările în care lucrează cei care trimit bani acasă. Anul trecut, cei 266 de milioane de migranți au trimis către țările emergente și în curs de dezvoltare o sumă record. 466 de miliarde de dolari după trei ani de declin datorită action. Accelerării creșterii economiei globale se arată în raport. Pentru acest an se preconizează o sumă și mai mare, 485 de miliarde de dolari. Statele cu cele mai mari transferuri de bani în 2017 au fost India, China, Filipine, Mexic, Nigeria și Egipt. Cei mai mulți bani au fost trimiși din Statele Unite și din Arabia Saudită.